Bună, eu sunt Diana și cu mine sunt aici Leo, Kids și Maggie. Sunt prietenii mei din cadrul atelierului. Hai să ne jucăm cu Leo, Kids și Maggie. Dacă vrei, poți să-ți înscrii și tu copilul până la 1 martie pentru a ne juca împreună. O să găsești detalii cu siguranță în link ca să vezi descrierea completă a atelierului. Este un atelier de dezvoltare socio-emoțională, iar copilul tău poate să se împrietenească, dacă vine la aceste ateliere, poate să se împrietenească mai ușor și poate să-și exerseze abilitățile de socializare, dar și să-și dezvolte inteligența emoțională. Cu siguranță știți că uneori copiii se ceartă pe jucării la grădiniță sau poate nu cedează atât de ușor, poate se încăpățânează sau poate că sunt mai timizi, mai retrași. Cu siguranță ai vrea să îmbunătățești aceste aspecte la copilul tău, iar soluția pentru toate acestea sunt atelierele Hai să ne jucăm cu Leo, Kids și Maggie. Este un atelier fondat de mine în urmă cu aproximativ 5-6 ani, după o experiență de aproximativ 12 ani în învățământul preșcolar, ca educatoare, dar și ca director educativ în grădinițele din învățământul de stat, dar și privat. Am venit cu aceste ateliere în favoarea copiilor și pentru a-i ajuta pe copii prin ceva inedit. Atelierul trece prin 3 părți, durează aproximativ 1 oră și 15 minute. Trece prin 3 etape, o etapă în care copiii se cunosc unul cu celălalt, a doua etapă în care este activitatea propriu-zisă, de exemplu pictează sau se inițiază un joc efectiv, o temă anume. Și la final încă câteva joculețe de dinamică, de niște jocuri de mișcare care să-i antreneze. Am observat în decursul anilor din experiență că această structură îi ajută pe copii mult mai bine decât o activitate sau un atelier static în care copiii vin și practic trec printr-un singur tip de activitate centrată în jurul unei singure teme. Astfel, ei reușesc să treacă de la o etapă la alta și dintr-un joc într-altul, fără să perceapă ca fiind ceva solicitant, dar și fără să aibă impresia că ar fi ceva plictisitor sau că nu ar avea răbdare să stea pe scaun. Tocmai pentru că sunt mai multe joculețe, le satisface și nevoia de mișcare, nevoia de ludic și, bineînțeles, cum știm de fiecare dată, copiii învață prin joc. Joaca este activitatea lor principală și este foarte important ca cei mici, când vin la aceste ateliere, să simtă în primul rând că se joacă, deși noi adulții ne punem întotdeauna o strategie. Iar strategia pe care eu mi-am propus-o la aceste ateliere este aceea de a dezvolta inteligența lor emoțională, dar și abilitățile de socializare. Nu vei fi surprinsă dacă, după mai multe ateliere în care, după modul, poate că nu chiar un modul de 3 întâlniri, dar cu fiecare modul pe care îl va parcurge, poate după 10-12 întâlniri, ai putea să observi la copilul tău că a devenit mai prietenos, că a început să-și exprime mult mai bine emoțiile, că știe să facă diferența să-ți spună în momentul în care este supărat ce anume îl supără. În momentul în care este frustrat, nervos, că știe să spună, să identifice această emoție și să spună pur și simplu că este nervos și ce anume îl deranjează. Vei vedea că va învăța cum anume să se ducă către ceilalți și cum să se împrietenească, că va trece mai ușor peste această teamă socială pe care aproape toți copiii o au, bineînțeles, sunt mici și treptat învață. Doar că datoria noastră ca adulți este să-i învățăm și să-i antrenăm de mici. Pentru că știm foarte bine, adultul de succes este copilul de astăzi. Știu că tu vrei ca copilul tău să fie un adult de succes. Așa că te invit să îți înscrii copilul până pe 1 martie. Găsești toate detaliile în descrierea linkului. De asemenea, dacă vrei să fii la curent pentru toate activitățile noastre, poți să dai subscribe la pagina de YouTube și, bineînțeles, un like pe pagina de Facebook. Și dacă ți-a plăcut, dă share să afle și prietenii tăi. Mulțumesc, vă pup și mi-au la revedere de la voi, atât eu, Diana, cât și Leo, Kids și Maggie. Pa!